Timpul până la sosirea în țară a primei fregate tip 22 se măsoară deja în zile. Pentru majoritatea dintre noi, acest timp pare prea lung. Pentru alții însă, trecerea timpului este crudă și fiecare secundă este drămuită. Despre cine este vorba, rămâne să aflați în continuare la Scutul Dobrogei. În scurt timp, prima fregată tip 22, Regele Ferdinand, va simți noțiunea de acasă. În prima parte a lunii viitoare, nava va intra în portul Constanța, port ce îi va deveni bază permanentă, adică locul în care se va întoarce după fiecare misiune istovitoare. Și ca acest acasă să fie într-adevăr primitor, constructorii, atât militari cât și civili, sunt în această perioadă într-o efervescență totală. Dana Zero a portului Constanța este un furnicar. Totul este cu susul în jos, dar rezultatele eforturilor vor fi vizibile cu siguranță după 1 decembrie. Necesitatea adaptării facilităților existente la noile cerințe este dictată în primul rând de faptul că cele două fregate tip 22 au alte caracteristici față de cele românești. În principal au alte nevoi de curent, de energie electrică, de apă, apă rece, apă sărată, telecomunicații. Navele recent achiziționate din Marea Britanie sunt pe deplin interoperabile cu cele din țările membre NATO. Facilitățile portuare vor trebui să se alinieze și ele la aceleași standarde. Energia electrică la bord este de 440 de volți la o frecvență de 60 de Hz. Pentru a putea furniza acești parametri și la cheu în perioadele de staționare, pe Darnă se amenajează acum un post de transformare și conversie și se vor instala posturi de distribuție pentru fiecare loc de acostare. De asemenea, în colaborare cu administrația porturilor maritime Constanța, se lucrează la creșterea presiunii de apă potabilă furnizate pe cheu prin reechiparea rezervoarelor existente cu pompe și hidrofoare noi. În premieră se vor amenaja două instalații noi de apă sărată ce vor pune la dispoziție permanent apă cu presiune ce va putea fi folosită atât la navă cât și la clădirea de pe cheu în caz de incendiu. Este în acest moment în refacere instalația de iluminat a Danei, iar gurile de ambarcare apă potabilă vor avea diametre care să poată fi folosite atât de navele noi, cât și de cele aflate în acest moment în dotarea forțelor navale române. Cerințele impuse de nevoile actuale ale oricărei forțe militare rapide și flexibile vor fi satisfăcute printr-o rețea modernă de legături telefonice prin fir și de transmitere a datelor. Tonul de telefon și internetul vor fi disponibile atât la clădirea de pe Dană, cât și la nave, cuplarea de cuplarea la plecare pe mare, realizându-se simplu și fără efort. Programul în ansamblul său a cuprins o parte de modernizare, despre care am vorbit până acum, și una de reamenajare a facilităților existente. Reamenajările și modernizările s-au referit la două zone, le-am putea spune, deci o zonă de reparații curente care a însemnat modernizarea pavilionului din Dana Militară, în birouri care să fie la standarde NATO, și partea de investiție, ceea ce a însemnat și înseamnă în continuare aducerea și amenajarea cheului la necesitățile celor două nave. Proiectul de amenajare a locurilor de acostare este dezvoltat pe o perioadă mai lungă. Prima parte, ce se va încheia la 1 decembrie, va asigura minimul necesar de facilități pentru bazarea fregatelor românești, dar și a oricăror altora compatibilă NATO. În perioada următoare, investițiile vor continua pentru ca danele și calitatea lor să fie în ton cu cea a navelor forțelor navale române. Nu am reușit să asigurăm în acest an apa rece care va trebui livrată navelor, abur de înaltă și de joasă presiune, aer de înaltă și de joasă presiune. Acestea urmează, sunt în programul forțelor navale și urmează să se desfășoare ca investiție în anii următori. Pe parcursul amenajărilor, nu toate au decurs ca la carte, cum de altfel în construcții se întâmplă permanent. Aceasta nu înseamnă că nu se vor respecta termenele de execuție, organizatorii asigurându-și, cum era și firesc, timp de rezervă destinați neprevăzutului. Am avut o mică sincopă, ca să-i spunem, o neînțelegere cu partea de poliție de frontieră, referitor la traversarea prin zona lor de responsabilitate a unor conducte și cabluri, conducte de apă și cabluri pentru joasă tensiune. Dar se pare că sunt rezolvabile și sperăm să nu ne împiedicăm de așa ceva.
La încheierea primei părți a lucrărilor, clădirea de pe dană va avea un sistem de stins incendiu automat și, mai important, un sistem integrat de securitate cu acces pe bază de cartelă magnetică. Dacă pe lângă toate cele enumerate până acum adăugăm stația mecanobiologică de epurare a apelor uzate, putem afirma că la 1 decembrie, la încheierea primei părți a lucrărilor, clădirea de pe dană va avea un sistem de stins incendiu automat și, mai important, un sistem integrat de securitate cu acces pe bază de cartelă magnetică. Dacă pe lângă toate cele enumerate până acum adăugăm stația mecanobiologică de epurare a apelor uzate, putem afirma că la 1 decembrie, Dana Zero va deveni cea mai modernă din port, iar acest lucru este determinat de necesitate.